Principalul motiv pentru care fotbalul la nivelul Ligii a 3-a este scăzut o constituie legea cu cei trei juniori, a spus ieri în conferința de presă fundașul de la Mușcelul Câmpulung, George Cotigă. Principalul motiv pentru care e scăzut e această lege cu cei trei juniori. După părerea mea. Pentru că aud la fiecare echipă că tot se plâng de juniori și la nivelul Ligii a 2-a și la Liga a 3-a. Și mi se pare că e foarte mare numărul, adică trei juniori în teren e deja mult. Tot în conferință, Cotigă, unul dintre cei mai buni jucători care evoluează în actualul sezon în Liga a 3-a, a vorbit și despre situația sa de moment, mai ales că înțelegerea cu echipa mușceleană expiră în această iarnă. Mai Cotigă, mai sunt 4 etape de disputat. Unde te vezi în viitor? Nu știu. Continui la Câmpulung și din retur sau? Depinde ce se întâmple aici, ce oferte să primești și eu, dacă să primești sau dacă or să existe soluții mai bune pentru mine, atât financiare cât și ca nivel, mă refer la Liga 2 sau ceva mai bun. Nu știu, e de vreme să vorbim. Și am înțeles că tu n-ai venit aici pentru bani, că bani nu sunt. Ai venit să faci performanță. Cât de cât. Să vede că performanță. Am venit să mă ajut pe mine, în primul rând, și să ajut la rândul meu dacă pot. Eu am, după cum bine știți, am suferit o operație și mi-a fost mai greu să-mi găsesc echipă, pentru că a fost cam târziu după ce m-am recuperat eu și mă ajut și pe mine și ajut și Câmpulung, cum pot eu. Tocmai de aceea, ți s-a întins o mână la Câmpulung, normal ar fi să răspunzi tu cu aceeași monedă și în ea. Dacă situația financiară a clubului... Pe tine, dacă îi cheamă moderatorul la Digisportul lângă Ilie Dumitrescu, refuzi?